Ce tipuri de câini ciobănești nu există în lume? Germani, scoțieni, caucaziani și multe altele. Toți aceștia sunt uniți de o dăruire nemărginită față de proprietar și iubesc să îndeplinească diferite sarcini oficiale. Ciobanescul englez nu face excepție. Câinii din această rasă pot deveni prieteni loiali și paznici de încredere, dar numai pentru proprietarii iubitori. Istoria apariției rasei. Există o versiune că Julius Caesar însuși a adus acești câini veseli și devotați în insulele britanice din Roma. Au îndeplinit perfect funcții de pază și păstor. Dar, treptat, agricultura a început să se retragă în fundal și mulți câini au rămas pe stradă. A existat o încrucișare spontană a păstorilor englezi cu alte rase. După ceva timp, progenitorii ciobanescului englez au venit în America. Acolo s-a format această rasă în forma sa actuală, prin încrucișarea strămoșilor ciobanescului englez cu colii și alți câini de păstor. Oamenii au primit un câine rezistent pentru a ajuta oamenii. În 1934, a fost dezvoltat un standard de rasă, iar în 1935 a fost recunoscut de United Kennel Club și a început să se răspândească peste tot. Strămoșii păstorului englez sunt câinii antici romani rasa standard. Engleză se referă la câinii de talie medie. La Graben, înălțimea ei atinge 46 la 57 cm. Greutatea variază de la 18 la 30 kg. Există 4 tipuri de câini ciobănești englezi după culoare: roșcate, alb-negru, tricolor, de culoare neagră sau maro închis, cu bavetă albă și marcaje bronzate pe picioare și coadă, combinând diferite nuanțe cu pete albe pe labe permise de standard. Câinii din această rasă pot fi de diferite culori. Ciobanescul englez are o haină de lungime medie. Mai mult, poate fi drept sau ondulat. Sub blana moale și netedă se află un substrat cald, gros, care protejează perfect de vreme rea. Fizicul este puternic, muscular, armonios. Coada de lungime medie atârnă liber, urechi agățate, triunghiulare. Datorită versatilității lor, păstorii englezi sunt acum folosiți pe scară largă în toată lumea. Ei îndeplinesc nu numai îndatoririle de păstori sau paznici, ci și salvatorii, ghizii, câinii de poliție și chiar animalele pentru psihoterapie pentru adulți și copii. Caracter. La fel ca toți reprezentanții câinilor de păstor, ciobanescul englez are o dispoziție docilă. Acesta este un animal calm, care nu prezintă nicio agresiune în viața de zi cu zi. Dar acest lucru se aplică numai cazurilor în care ea, proprietarul sau efectivul de animale pe care le protejează, nu sunt în pericol. Când apare un agresor, câinele va da o respingere serioasă. În absența pericolului, ciobanescul englez nu manifestă agresivitate. Veselă și mobilitatea fac din acest animal un favorit al familiei. În plus, păstorii englezi sunt foarte iubitori de copii și sunt gata să se joace cu ei toată ziua. Pentru alte rase de câini care sunt potrivite pentru copii, consultați articolul https://roomanimalefans.com/câini/4209 top 10 rase de câini pentru copii. HTML devotamentul se manifestă prin disponibilitatea de a-ți urma stăpânul peste tot și de a-l proteja de orice pericol. Cum să alegi un mic englez? Alegerea unui cățeluș este o afacere responsabilă și trebuie să-l abordați cu toată seriozitatea atunci când cumpărați. Este mai bine să acordați preferință pepinierelor sau crescătorilor cu o bună reputație. Este optim să cumpărați un câine a cărui vârstă este cuprinsă între 8 și 10 săptămâni. În acest timp, crescătorul trebuie să rezolve toate problemele legate de documente și să facă vaccinările necesare. Atunci când alegeți un cățeluș, este important să evaluați starea de sănătate a acestuia. Nu ar trebui să existe nicio descărcare în ochii câinelui. Prezența căilor din lacrimi poate fi un semnal bolilor oftalmice. Urechile ar trebui să fie, de asemenea,
fără scurgeri și miros neplăcut. Dacă cățelul își freacă în mod constant organele auditive sau le scutură cu labele, acest lucru poate indica prezența bolilor. Testarea auzului cățelușului de vese este ușoară. Aruncați ceva greu sau tare pe podea și urmăriți reacția bebelușului. Este important să verificați starea cavității bucale. Gingile sănătoase vor părea roz și paloarea lor poate indica prezența viermilor sau a unei boli precum anemia. Fontanela, zona neosificată a bolții craniene, a cățelușului trebuie închisă în momentul cumpărării. Dacă acest lucru nu se întâmplă, atunci este posibil ca câinele să aibă hidrocefalie. Starea pielii și a stratului este, de asemenea, foarte importantă de evaluat. Părul animalului trebuie să fie strălucitor și curat. Și pielea, fără semne de descoamare și roșeață. Puii ciobănesc englezi sunt foarte curioși și prietenoși. Sunt fericiți să ia contact chiar și cu un străin. Nu luați un cățeluș prea laș dacă cumpărați un câine de pază. Un cățeluș agresiv poate provoca, de asemenea, multe probleme pe măsură ce crește. Alegerea unui cățeluș trebuie abordată cu toată responsabilitatea. Ce să întrebi un crescător atunci când cumpără după examinarea gunoiului? Următoarele puncte trebuie clarificate cu crescătorul. Există un certificat conform căruia mama cățelușului a fost testată pentru infecție și vaccinată înainte de împerechiere, dacă părinții au boli genetice sau boli congenitale. Ce fel de gunoi este acesta la rând și dacă a fost planificat? Litiere neplanificate nu sunt adesea înregistrate, deci va fi imposibil să obțineți un pedigree pentru un cățeluș. Are catelul un pașaport veterinar, în care se notează vaccinările și măsurile antihelmintice. Îngrijire și îngrijirea unui câine englez este minimizată și constă în periaj regulat, de 1 la 2 ori pe săptămână. Curățarea periodică a ochilor și urechilor, de 2 la 3 ori pe lună, precum și spălarea dinților. Animalul nu trebuie spălat complet mai des decât o dată pe lună. Conform standardului de rasă, acest câine nu este tăiat. Conținut în apartament, nu este recomandat să obțineți un câine ciobanesc englez dacă nu este prevăzut cu multă activitate fizică și plimbări lungi. Un stil de viață sedentar duce la dezvoltarea diferitelor boli și o durată de viață scurtată. Este aproape imposibil să creezi condiții într-un apartament din oraș pentru a satisface nevoia de mișcare. Chiar și plimbările pe termen lung în aer curat nu satisfac întotdeauna această nevoie. Prin urmare, cel mai bine este să țineți un ciobanesc englez într-o casă privată. Alimente în materie de nutriție. Acești câini sunt complet nepretențioși pentru ca un animal să fie sănătos. Dieta sa trebuie să fie echilibrată, ar trebui să includă produse precum carne, cereale, ouă, lactate, ocazional legume. De asemenea, puteți hrăni hrana uscată a animalelor și hrana la conserve pentru câini. Medicul veterinar vă ajută să găsiți mâncarea potrivită și, de asemenea, poate sfătui pe lângă nutriție un complex de vitamine. Dacă nu puteți decide care este cel mai bun mod de a vă hrăni câinele, mâncare preparată sau mâncare naturală, vă recomandăm să citiți articolul https://cotpes.com/toluxhecormilinaturalcadliasobac/puii de până la 6 luni sunt hrăniți de 4 ori pe zi în porții mici. Treptat volumul de alimente crește și frecvența hranei scade. Un câine adult ar trebui să mănânce de 2 ori pe zi. Sarcina și nașterea aceste procese la câinii ciobănești englezi apar în același mod ca și la câinii de alte rase. Există până la 16 cățeluși într-o așternut. Numărul de persoane într-o așternut depinde de vârsta câinelui. Numărul maxim de pui se naște la 3 la 4 ani din viața unei femei. Apoi, numărul lor în așternut începe să scadă. Sarcina durează 56 până la 72 de zile. Termenul depinde de numărul de pui crescuți. Cu cât sunt mai mulți indivizi în cușcă, cu atât nașterea va avea loc mai devreme. În timpul sarcinii, trebuie acordată o atenție specială nutriției viitoarei mame și, de asemenea, în această perioadă este necesar să pregătiți un loc pentru naștere. Puteți citi mai multe despre sarcina la câini aici.
https://scolcodlitsiaberemenosusobac/educatiesiantrenament. Ciobanii englezi sunt foarte antrenabili, datorită memoriei lor excelente, sunt capabili să stăpânească un număr mare de comenzi. Creșterea unui cățeluș se reduce la învățarea lui la toaletă și la locul de odihnă, regimul de hrănire și socializarea în societate. La vârsta de 5 la 7 luni, câinele poate începe să fie dresat. Amintiți-vă că cea mai bună răsplată a câinelui este tratamentul și lauda, nu țipetele și pedepsele fizice. Ciobanii englezi sunt foarte deștepți, ei sunt capabili, fără prezența unei persoane, să conducă cu succes turma la pășune și să o întoarcă acasă. Acești câini știu cum să ia decizii corecte independente. Antrenamentul ciobanescului englez va aduce multă plăcere atât proprietarului, cât și câinelui însuși. Boli și vaccinări. Britanicii se simt bine. Patologiile genetice și predispoziția rasei la anumite boli nu au fost identificate. Cu toate acestea, acești câini au uneori afecțiuni precum displazie, dezvoltare anormală a articulației șoldului, volvulus al stomacului, reacții alergice. Programul de vaccinare pentru ciobanescul englez nu diferă de programul de vaccinare pentru câinii de alte rase. Veterinarul trebuie să elaboreze un program de vaccinare, dar există programe generale de vaccinare. De exemplu, una dintre cele mai frecvente scheme de altoire este următoarea. Tabel. Programul de vaccinare a ciobanului englez vârstă vaccinare 6 săptămâni ciumă, parvovirus 8 la 9 săptămâni ciumă, parvovirus, hepatită, parainfluenza, adenovirus 12 săptămâni revaccinarea 6 luni rabia 1 an rabia, leptospiroza 3 ani revaccinarea împotriva tuturor bolilor, inclusiv a leptospirozei și parainfluenza, se efectuează în fiecare an recenzii proprietarului. Ciobanescul englez va deveni nu numai un gardian excelent, ci și un prieten loial de familie și un tovarăș sensibil. Cu toate acestea, trebuie amintit că câinii din această rasă necesită multă activitate, pentru ca câinele să fie sănătos. Asigurați-vă că îl implicați în joggingul de dimineață, jocul pe teren, plimbări lungi și alte activități similare. Dar în îngrijire, un prieten cu patru picioare este nepretențios și se poate descurca cu cele mai simple proceduri igienice. Învățământ superior, mamă a doi copii, profesor de dezvoltare timpurie, profesor de școală primară, distribuie pe rețelele de socializare,